Povestea cu mocul din duș. Știi că astăzi când plângeai, se a că ești ca mocul din duș. Așa mi-a venit o idee, moc. Cuvântul moc nu există. Cu există cuvântul moacă. Ce înseamnă moacă? Are că Nu, prostă da, așa, moacă. A. Ce ești moacă așa, da? E, moc, nu există la masculin. Dar eu ți-am zis mocul din duș. Mi-a venit ideea să fac povestea cu mocul din duș. Ei, mocul din duș ăsta era un omuleț mic, ca toți omuleții din poveștile noastre sunt mici, da? Mă, că el avea capul mare. Era un omuleț mic cu un cap mare, mai mare. Avea big brain. Neproporțional cu corpul lui. Mocul din duș nu știa să facă duș. El, când se băga în duș, îi se întâmplau toate aventurile posibile. Că de în baie, aluneca pe săpun, uh, nu se spăla bine. Îi intra apă în urechi, câteodată făcea și o tită, odată și-a spart capul de robinet, ca aluneca pe săpun și a venit în față. Cădea în fund, îi se învinețea fundul, era plin de vânătăi. Deci pentru el, ca să facă duș, era o adevărată aventură pentru mocul ăsta. Mereu avea câte o pățanie. Ba, când ieșea din cadă, anuneca pe preșuleț și se ducea de avalma crăcănat cu un picior în cadă și un picior în afara căzii, mai dădea și cu capul de cadă. Mai intra să pună în ochi și asta era durerea cea mai mare, că el încerca să se spele și pe ochi. Făcea ce Spaltă făcea capul, și uita să deschidă ochii înainte să se limpezească și deschidea ochii până să se limpezească și tot clăbucul era în ochi. Și mai și urla și se vedea, aolo, iar mai intrat. Când? De deci ce era o întreagă aventură să se spere? De era copil sau adult? Un adulțel din țara oamenilor mici. Eh. Hai mai bine copil. Păi nu copil. Era copil ca să fie mai tare aventura, că a dacă e copil e mai tare. Că n-a face tot felul de pățâni, că copilul, copilul e mai neazâmbărat. dacă e adult e păi anormal. Nu, că e în țara omuleților, cum era anormal? De ce e anormal într-o țară a omuleților? Cum era Țurli Burli și cum erau toți ceilalți? Care era? Și trilul, Lilu sau cum e noi, Lilu Trilu cu cal? Pe el nu-l chema Mocu. Pe el îl cheamă o mulică. Dar părinții lui îi ziceau Mocu de la moacă. Că dacă avea atâtea aventuri în duș, el nu era asta de să se spele, îi ziceau Mocu din duș. Și într-o zi, mocul nostru a hotărât să nu se mai spele. Da, hotărât eu decât să-mi rup picioarele pe la duș toată ziua. Bună ziua, apă chiar odată, a și piciorul în gips când l-a rupt în baie și abia mergea cu cârje până i s-a vindecat piciorul și să rea într un picior. S-a hotărât să nu se mai spele. A trecut o zi, a trecut două, a trecut trei zile. Hei, după o săptămână de nespălare, că mocuie și afară, îi se juca cu ceilalți copii începuse să se murdărească cearșaful, începuse să se murdărească pătura, începuse să se murdărească fața de pernă, că, na, dacă se culca murdar, nu se spăla decât pe dinți, că era frică că o să-i cadă dinții. Dar atât a tot. Și la un moment dat, de la atât a nespălat, început să-l mănânce pielea, îl mânca peste tot. Avea scame de la șosete între degetele de la picioare, ba chiar și sub unghii. Avea unghiile negre, vai mama lor, și netăiate, avea clei în ureche, avea muși la nas, avea urdori la ochi, că dacă el nu se mai spăla niciodată, îți dai seama, unde punea mâna, dacă punea mâna pe ceva, pac, se vedea câte o urmă, că dacă nu te speli pe mâini. Și ce crezi că s-a întâmplat de la atâta nespălată? Mocu s-a îmbolnăvit. Da, s-a îmbolnăvit grav de tot și a făcut și febră, că a făcut o infecție de la microbi. Și a stat în pat, nu mai știau părinții ce să-i facă lui Mocu, că n-au putut să-l convingă să se spele. L-au pedepsit în toate felurile posibile, dar n-au putut să-l convingă să se spele. Mă, și așa bolnav cum era, mama lui a umplut cada, a pus spumă cu o groază de săpun și l-a băgat pe mocul la muiat. Și ai zis, nu te-ai mai spălat de două săptămâni și te-ai îmbolnăvit. Chiar dacă ești bolnav și ai febră, nu o să mori dacă te spăl. Treci în cadă și stai acolo că vin eu să te spăl. Și asta mă cu... până s-au făcut degetele de la mâini și de la picioare crețe. Până s-a încrețit pielea, pentru că de frică să nu cadă și să nu mai aibă aventuri în cadă, nu s-a mișcat. A stat acolo singurul lucru pe care îl mai făcea, mai băga capul din când în când în apă, mai băga capul în apă. Știi cum s-a făcut apa aia de neagră? Nici nu se mai vedea, ai văzut apa cum se făcuse de la ouăle pe care le-am colorat când v-ați spălat voi pe mâine astăzi? E, așa se făcuse apa în care stăta mocu. Când a venit mama lui după vreun sfert de oră și a văzut ce s-a făcut în cadă, a zis, vai de mine, mocule, Păi ia uite ce mizerie e în apa, e și nisip și urme de pământ și scame și toate cele. Ai fost în rău, scurgă apa și o mai umplu dată, cada. Și a scurs apa ei și când a scurs apa din cadă, ce crezi, pereții căzii au rămas cu mizerie. Că dacă tot jegul ăla se muiase, a luat mama lui Dușu, a dat să curgă toată mizeria și a umplut iar cada și iar l-a lăsat la muiat. Stai aici până te faci creț cu totul, trebuie să iasă toată mizeria de pe tine. Abia după ce a umplut cada a treia oară, apa nu s-a mai înnegrit. Că ea imaginează tu când te duci aici în grădină și scurmi în pământ, dacă ai scurma așa în pământ vreo două săptămâni și nu te-ai spălat niciodată. Crezi că te-ai îmbolnăvit? și dos, crezi dos, că ar fi jegumare mare pe tine? Ei, așa nici e. mie nu-mi place mă, că, să fac duș, dar nici chiar așa Ei, Și abia a reușit să-l scoată la, la liman pe Mocu Zici că era o rufă murdară, ai văzut când ai o rufă murdară, mai dai cu spray de pete să mai iasă petele, se mai întâmplă ceva Dacă nu, o arunci la gunoi, că nu mai e bună da, pe mocu, nu putea să-l arunce mama la gunoi <laughs> și să-l înlocuiască. Și l-a lăsat acolo până s-a muia de tot. Bă, când a ieșit mocu din cadă, știi cum sclipea? Ca un bec. Dacă punei o rază de soare pe el, <laughs> se făceau scântei, așa sclipea mocu. Și parcă slăbise două kilograme, așa se simțea de ușor câtă mizerie avea pe el. Ca să nu-ți mai zic că Mocu, știi de ce s-a îmbolnăvit? Că într-o zi a făcut un pârț cu margaretă și nu s-a spălat la fund. Și îți dai seama că dacă nu te speli, nu e igienic. Și a rămas cu mizeria aia în de s-a făcut acolo o crustă de caca. Și normal că nu e igienic. Și el, dacă nici pe mâini nu s-a spălat și a băgat mâna în nas sau a băgat mâna în gură sau în ureche, s-a îmbolnăvit. Bă, știi că după ce s-a spălat, mocuna n-a mai avut febră? I-a trecut și febra, oricum se încălzise de la apa fierbinte din cad. Ai văzut că te încălzise, se încălzise, a transpirat, s-a răcorit, a transpirat, a răcorit, nici nu-ți mai simțea degetele de la mâini, de ce crețe erau. Și l-a băgat mama lui într-un prosop și l-a dus să-i taie unghiile. Băi, nene, noroc că ieșise mizeria de sub unghii. Da, și scamele, că ai văzut cum mai intră scame negre la colțurile degetelor de la picioare când a început să-i tai unghiile. Fai de mine, mai erau niște resturi de mizerie, ai văzut cum ies și la tine ale amici care mă enervează pe okay. mine și le scot cu forfecuța. Vai de mine și de mine s-a făcut soare pe pielea lui Mocu, că nu l mai vedeai de murdat ce era. Aveți și când îi curgeau mucii, îi se îi se lua uh, mizeria de pe față și lăsau așa urme sub nas, că era negru de împuțit și de praf ce avea. Ei, și la urmă, ce crezi că a mai făcut mama lui? După ce l-a făcut sclipicios ca un bec pe Mocu, când a început să-i scoată din urechi. Ai văzut cum ai tu clei mult? Bă, da, cu penseta, că ce avea Mocu nu se întărise, că s-a muia de la apă, dar ce avea Mocu în urechi... Era de 10 ori mai mult decât ce scot eu de la tine. Deci a folosit mama lui vreo 5 bețișoare ca să curețe tot ce era în urechi. Că vezi urechile pe aici? Vezi? Au cute, da? Au pliuri și noi spălăm astea. Ai văzut că deci ștergem? Păi aici era crustă. Băgai mâna la mocul în ureche și ieșea ta, stratul de mizerie. Și l-a pus să sufle și nasul mai ții minte mucul ăla mare care a ieșit atunci da. monstru da. din cadă? Da. Păi lui Mocu i-au ieșit vreo cinci muși din ambele nări, așa monstru dezasperia mama lui și s-a închinat unde Dumnezeu au loc atâția muși în nasul lui Mocu. Că mucul nu era mare. Eu adică rău, de de ce ori mai mari monștri de la ei, Mocu. și de atunci Aia Mocu? care i-au făcut ei erau de a copii, cei al lui cu erau bunicii. Exact. Nu părinții bunicii. bunicii. Da, și erau niște bunici grași de muci. Ei, și după ce a văzut cu treaba asta, zice mai văzut că după ce faci baie te simți bine, corect? Și și-a pus haine curate, a zis că ok, treaba asta cu nespălatul nu e bine că decât să mă îmbolnăvesc, mai bine mai cad prin cadă sau sunt mai atenți și mai fac câte un cucui decât să fiu așa bolnav. Că un cucui trece imediat, dar decât să fac febră de la mizerie, e rușinos. Și de atunci i-a rămas numele Mocu din duș. Dar știi ce făcea acum Mocu? Făcea duș și dimineața și seara de frică să nu se mai îmbolnăvească mocul și încet, încet, știi că a reușit să nu mai aibă așa aventuri în cadă? Stai locului. N-a mai avut așa aventuri în cadă, mai cădea, mai se împietica, mai făcea câte o zgârietură, câte o vânătaie. De, vână de vă în momentul de față cu un ochi pe nas. Dar nu era mare lucru. Cert este că Mocu a revenit la idei mai bune. Mama e dăstic. Ești de și că ai un ochi aici. Da, și-a început să facă baie.